ziua, domnule primar, bună ziua, domnilor colegi, bună ziua, invitaților, cetățenilor care sunt prezenți în sală și pentru care propun să le dăm cuvântul târziu, sau mai întâi, ce am zis? Da, bine, mai întâi dau citire ordinii de zi. Pentru punctul 1. Avem proiect de hotărâre privind designarea domnului consilier Culuc Vasile, președinte de ședință, cu luna septembrie 2019, inițiator primarul Comunei Târgu Jiu. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Târgu Jiu. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău, pentru anul 2019. Inițiator, primarul Comunei Târgu Jiu. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor cultural-artistice Zilele Comunei Târgu Jiu 2019, ediția a doua. Inițiator, consilier local, Băcaru Petrea. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrare de alipire a două imobile care aparțin domeniului privat al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Târgu Jiu. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite de secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 2019. Inițiator, primarul Comunei Târgu Jiu. Iar punctul 7. Diverse. Cum am zis și în ședința trecută, știți că înainte să se aprobe ordinea de zi, trebuie să fac mențiunea că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de materiale aferente. Am două comisii care au predat materialul, comisia primului acolo. Și am rugat, cu o oră înainte de ședință, toate materialele să fie predate. Ce comisie n-a predat? Comisia... Trei. Da. Rugăm pe viitor să se respecte prevederea asta. Da, nu se respectă. Bine. Mulțumesc. Înainte de a spune la vot. Da, da, să pune la vot. Sau spune la vot pe ordinea de zi și după care discuții? Da. Vă rog. Domnul Vrea. Aș vrea ca înainte de a se pune la vot, punctul 6 să trecem pe ordinea de zi în loc punctul 2, iar 2 să trecem la punctul 6. Da. Mi se pare corect că mai întâi, nu, este normal, mai întâi să se discute despre execuția bugetară pe trimestrul 2. Ca atare să știm banii care s-au cheltuit tot și după aceea se vine la rectificare de buget ca să ajungem la normalitate. Dar ce e normal? Pe prima dată se discute execuția bugetară pentru trimestrul 2, după aceea se discută rectificarea de buget. De ce? Da, nu-i mai scopamea. Deci, în punctul 2, să discutăm punctul 6 da. Și facem lucra. Deci, supun la vot această propunere a domnului Andrei Andrei. Da. Cu amendamente. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este contra, ține? Nu. Deci, atât că nu. Că da, în continuare, supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 23.07.2019. Discuții, privați proces verbal, dacă să, dacă nu, să trecem la votare. Dacă nu, nu sunt de la... Da. Cu răspunsul care v-a dat dumneavoastră, nu sunt în legătură cu trebuie acceptarea penală la pensiune de 380 de euro. Și dumneavoastră v-ați exprimat atunci, în sensul. Ia un mamă cățică de așa, că va beneficia de această reglementare, adică noi cei dincolo de calea ferată, deci vom beneficia de această reglementare atunci când va fi următoarea modernizare de rețea electrică în satul Vișoara. Păi să mă iei Dumnezeu, peste, poate peste 3 ani, peste... Ia, asta e o chestiune urgentă. Pot să vă prezint acum, domnule Avernei, această aprobare. Deci am obținut,
Deci pot să... Deci eu pot să dar, ca să zic așa. Nu, dar asta era... Nu, dar voiam să... Eventurile erau făcute. Asta, eu atunci la ședință, mă aduceam la ședință, că eventurile erau făcute. Deci o să verificăm, dar... E vorba de exprimare, dar existența este clară. Dacă tot este problema, aș vrea să vin cu specificația. Era vorba despre drumul județean, aici a discutat altcineva, dar văd că am fost pus eu. Și îi pune întrebarea domnului primar. La cine este acum? La noi sau la Consiliul Județean? Domnul primar răspunde. Aș vrea să-l întreb pe domnul Văcaru, atunci ați răspuns dumneavoastră prima dată, mi-aduc aminte, după care a răspuns domnul primar. Dumneavoastră ați spus, îmi spuneți dacă este adevărat sau nu, că aparține Consiliului Local drumul județean, care este asfaltat, iar domnul primar a spus că aparține drumul județean. Deci să arată înapoi la drumurile județene. Răspund? Poți să răspund? Păi, răspund, eu acum vă răspund. Ideea este da, că următorul meu, sunteți Consiliul Local. Da. Aveți toate material de anterioare, da. Pe care probabil le-a studiat. Deci, domnul... Și știi până... Dar lăsați-mi să... A fost pus o întrebare atunci. Păi, dar vreau să vă răspund. Și cunoașteți că a modernizat, pune asfaltul în satul Tuta și să facem să dărâm construcția podului, reconstrucția podului la Tărâul Ruș, am preluat timp de 5 ani de zile, dar Consiliul Județean. După care vom preda înapoi. Asta a fost Păi, domnul Văcaru, asta ați spus sub forma cunoștințelor dumneavoastră. Domnul primar v-a contrazis atunci. Eu asta vreau să scot în evidență. Nu v-a contrazis. Păi da, domnul primar a spus foarte clar. Este în domeniul, s-a dat înapoi la drumul județean. Ceea ce nu este corect și mie nu mi se pare corect. Ca să fie trecut aici pe toate. Deci eu vreau să spun. Domnilor consilieri, ați fost la ședință atunci. S-a discutat și s-a pus întrebarea. Frumos. S-a dat înapoi drumul județean care l-am făcut noi. S-a zis, dumneavoastră a zis că nu aparține, iar dânsul a zis că s-a dat înapoi. Deci s-a făcut recepția, s-a făcut toate cele necesare, pașii necesari pentru a fi dat înapoi. Va fi în momentul în care se va face recepția final după 2 ani de zile, va intra la ministerul a luat înapoi. Păi și de ce ați răspuns atunci că s-a dat înapoi? Nu. Eu asta n-am înțeles. Haideți să trecem. După recepții, da? Păi, și contractul prevede asta. Domnul Bureanu, mai prima dată de ce se duce în eroare? Dacă cum s-a dus în eroare și pentru ce să se ducă în eroare? Păi de asta, pentru că știm foarte bine că acel drum, exact și-o spune domnul Bureanu, a fost dat pentru a pune pe PNDD. Nu s-a obținut niciun fond, nu s-a pus, bani am plătit noi pentru proiecte, am făcut din banii locali, acum ajungem că sunt e o porțiune de teren și de drum care nu se poate face pentru că noi buget local iar nu avem ca să putem să continuăm asfaltarea, ceea ce trebuia județul să facă. Asta este inițial. Păi vă duceți la județ și... Păi de ce să mă duc domnul... Deci dacă nu s-a fi făcut, ați fi să zic că nu s-a făcut. Dar de ce să merg înapoi la județ dacă dumneavoastră ați avut o relație să depuneți pe teren? Contractul prevede clar, în momentul în care se va face recepția finală, după 2 ani de zile, se va plăta înapoi către drumul județean. De ce ar trebui să facem din bugetul local? Ai spus altceva atunci. Ai spus că este la drumul județean. Ați spus că este la drumul județean. Asta mă trebuie. Deci drumul este început, deși numele îi zice fraților, DG112. Nu mai e DG158. Deci i-a luat, ne-a dat nouă în administrare, după recepția finală, după 2 ani de zile, va intra automat în... Dar motivul în care a fost de neadat în administrare? Ca să putem asfalta bucata aia. Dar în contract ce stipula? Ce stipula? Păi spunea foarte bine să-l puneți pe PNDD. Cine zicea? Păi cei de la județ. Că v-au dat dumneavoastră și nouă, că ne-a dat acel sector de drum, așa au fost, ca să-l punem pe PNDD. Da, da. Mai s-a funcționat, da. Prima oară când am făcut ca să-l punem pe PNDD, n-am prins pe PNDD, că domnul Bureanu nu știe asta. Haide, mai sunt discuții? Deci, până la urmă, este al nostru, al comunei. Acel sector. Este drumul județean, în atribuția noastră, încă o perioadă scurtă. Dar când avem 2 ani? Cred că la anul martie, aprilie, nu? Da, cam așa. Eu cred că nu, pentru
Nu, și că atunci s-a făcut. Da, bani, când am luat să fie privat, când l-am luat, nu l-am instalat. Nu, 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 când la garanția lucrărilor, când e recepția penală. Păi și garanția e de 24 de luni? 2 ani. 2 ani, da? În 2 ani de zile, cu o județean, nu mai facem. Posibil. Da. Dacă este în custodia noastră, ce să mai fac? Aruncă vina că e în custodia voastră, ce să faci? Ce vreți să fac? Păi, domnule, deci dumneavoastră să înțeleg că nu știți ce mai trebuie completat în continuare, la asfalt și de la urmă. Deja s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor de la drumul județene pentru panta respectivă, cu obărări după pod, iar despre sat sau de făcut de nivelări respective. Deci suntem în listă, dar eu nu pot să vă mai exprim cum vor veni să asfalteze. Păi, ei vor veni să asfalteze sau tot noi la bugetul local să dacă nu mai sunt discuții, se pune la vot procesul de luat. Cine este pentru? Pro, contra, abține, nu avem. Și acum să dăm cuvântul celor care sunt prezenți, no, cetățenilor. Păi, da, ca să vă exprimați. Domnul Coman, vreți? Vreți? În urmă cu jumătate de an la dumneavoastră, cu o cerere prin care am propus un schimb de teren sau cumpărare de teren al terenului situat în punctul Cucoara, unde desfășură activitatea. Din ce am înțeles din discuții cu domnul primar, cu doamna secretară, cu doamna Bodron, am înțeles că nu se poate cumpăra acolo, de ce este domeniul public și nu se poate cumpăra. Am rămas la convenția ca să achiziționez un teren, să dau la schimb cu cel pe care l-am acolo, pentru care îmi desfășură activitatea. Am achiziționat un teren în punctul Vișoara, Prisaca, de 4,75 hectare, pe care îl propun să dau la schimb cu terenul situat în punctul Cucoara, unde îmi desfășor și activitatea, suprafață de 3,5 hectare. Am venit la dumneavoastră cu nostru autor de cadastrare, cu plan de amplasament, pe care vi le-am și dat, le aveți în față, unde aș dori să iau acest teren și unde aș dori să dau la schimb. Așa, terenul care este situat în punctul Cucoara, pe care vreau să-l iau la schimb, menționez că este delimitat de drumul de exploatare, adică drumul care duce la bucățile celorlalți oameni nu este închis, nu l-am cerut, așa, iar ceea ce îmi doresc eu este suprafața de teren unde am acolo toate utilajele și tot ce mai e pe acolo. Acum am venit la dumneavoastră să... Da, ce voi? Doamna președinte, dacă permiteți. Da, domnule. Aș vrea să-i adresez o întrebare domnului Coman. Dar, domnul Coman, cine v-a pus pe dumneavoastră, mai concret, dați nume cu subiect și predicat, cine v-a pus pe dumneavoastră să cumpărați acea... Că eu știu, din câte știu eu, trebuie să vă adresați Consiliul Local. Nu. Cine v-a... Da. Mă întreb dacă permiteți, da? Cine v-a pus pe dumneavoastră, domnule, cumpără parcela X ca să beneficiezi de parcela Y? Cine mai concret? Nu. Mulțumesc. Cred că m-am exprimat greșit eu. Nu m-am exprimat. Am propus eu asta. Eu am propus. Domnule, este în regulă dacă cumpăr de acolo, dacă am acolo să-l dau în schimb aici, în partea asta? Păi, domnule, intrăm în Consiliul Local, dacă oamenii sunt de acord, nu vedem niciun fel de problemă. Bineînțeles că m-am dus, am întrebat și pe domnul primar, pe doamna secretară, pe doamna Codron, toată lumea care administrează această comună. Înțeles. Și dumneavoastră veniți acum cu două schițe cadastrale. Da. Dar noi aici nu vedem un raport de evaluare. Deci aceste terenuri trebuie să evaluate. Că poate dumneavoastră puteți înșela. Sau puteți să pierdeți. Adică oferiți o suprafață mai mare care valorează un exemplu. 100.000 de euro, asta e bine, banal. Da, și luați o suprafață care vă urmează 10.000. Vă convine chestia asta? Nu, clar că nu.
Eu am venit în ședință ca să vă dați acordul preliminar, ca să putem să începem să facem toate demersurile, gen evaluare și tot ce trebuie, ca să nu încingi degeaba. Adică dacă mai continuați sau nu aceasta? Dumneavoastră bănuiesc ca să poate că dura un expert de evaluator, nu? Eu am venit la primărie, am prezentat tot ce trebuie și acum urmează ca să vină un evaluator să facă toate demersurile care trebuie să... Eu cred că trebuia mai de chestia asta, deci se fi făcut o expertiză. O evaluare. Dar trebuie să degeaba, dacă nu e la urmă, trebuie să costul. Da, dar nu să fie costul dacă o să constate că pe care cumpără costul 100.000 și aici 10.000. Pe mine mă interesează să desfășor activitatea cât mai în regulă, cât mai legal. Și tocmai de asta am zis că, doamne, unde sunt? Mă duc să-mi iau tirajul jocului, să mă mut în altă parte? Da, da. Problema este că următor. Dacă dumneavoastră, în cel de regulă, v-ați cumpărat concesia, nu mă interesează, valorează, să spun 100.000 de euro, da? Și că ăsta cumpărați cu 10.000 de euro, să spun valorează. Am înțeles, da. Ce faceți atunci? Plătiți și bani? Deci eu de asta am și propus să vă dau o suprafață mai mare, ca să fie și pentru dumneavoastră convenabil. Să vă dau o suprafață mai mare. Da, ne puteți spune exact unde se află acea suprafață? Am spus în punctul Prisac la Vișoara. Care vin și loc. Păi locul exact conduce exact unde este. De la Hâinea. Unde? Unde duce drumul spre Caracol? Frenă. La Frenă. În stânga. La Frenă. Deci, cu fața către drumul voi pot. Din la deal? Pe partea stângă? Pe partea stângă. Nu, nici nu la lui Cenchiu? Nu, nu, mai la deal. Mai la deal. Da, da. Deci, așa se spune drumul serii. Da, la drum intri în bucate, exact. Trecea de gurulat. Da. Bine. Fânatul apărținea cu găineacul de vreme. Da, bun. Da, bun. Mai de drumul prea, că mai aveți ceva de completat. Adică nu pot să mă pronunț pentru că nu știu terenurile din zona dumneavoastră. Atâta aș fi fost de acord mai în principiu dacă ar fi venit acum cu schițele astea care mi le-a dat și cu sumare la un evaluator. Că atunci să-mi dau seama. Eu nu pot să-mi dau seama. De asta am venit la dumneavoastră. Da, da, dumneavoastră, dacă o să veniți. Preliminar, ca să știu, mă apuc, adică, îmi dau seama că îi produc și costul. Dar asta indiferent, aduceați acum, indiferent, eu nu să fac acolo ieșea, pentru că dacă aduceați acum, eu îmi dădeam seama, sau un acolo, dar să aduceți după aia tot atâta este. Că eu nu se ridic mâna la chestia asta. Dar n-am nici să votează, s-a discutat pur și simplu a fost o discuție. Eu am dus în da, la urmă, el să-și dășcă soare în continuare, să-și facă documentația, să-și facă actele și apoi... Dar s-a venit să-și facă noastră local. Asta, mai e un pas, la urmă, secretară, dacă îmi permiteți. Deci, terenul care vrea să dea domnul Comandu, aici, în punctul Pocoara, face parte din Chislav comunal, da? Care i-a văzut acum? Da. 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 E domeniul privat. Când se face un schimb, când se face un schimb din teren care aparține Chislavului, deci terenul care... Trebuie să fie de aceeași categorie. Da. Se face schimb la schimb, da. Bun, am înțeles. Dar asta înseamnă că dacă se dă acea suprafață de 3,5 hectare, se diminuează suprafața de izlas. Cealaltă care este acolo nu face parte din izlasul comun. Din legea spune că schimbul s-a accept în momentul când suprafața la schimb este în imediat apropierii a izlasului comun. Da, nu am înțeles. Deci, domnul Comandu, dar pentru terenul de aici, de la Vișoara, aveți documentele? Sigur că da, ăsta de aici, nu? Nu, aia este la care îmi rog. Acela este în format A4. Da, există cumpărare, cadastru, tot ce trebuie.
Adică este proprietatea mea. Valoarea de evaluatorul trece evaluatorul se vine să stabilească o sumă. Dar numai de asta am venit la Referitor la problema asta, ca să o hotărăm cu toții, propunem ca să se facă o comisie formată de 2, 3, 4 consilieri cât vreți. Vedeți zona care o are la acolo. Până la urmă, nu că aș face un lobby și nu sunt interesat. Dar bucata aia deja e prinsă, din câte știu, de comand COVID. Deci nu ai cum să fii, să zici că ai vrea să pui altcineva, pentru că deja este acolo el, una la mână. Iar a doua, să vedem exact unde este terenul situat în Vișoara, dacă este în vecinătatea Izlazului, dacă corespunde, într-adevăr, domnul Avrădăni, cred că ar fi bine să faceți parte din comisie. Nu? Da. Eu cu cei parte din comisie. Eu o să termin cu Vișoara, care se urmă. Domnul Avrădăni, către Onești. Ultimul limitator de viteză nu s-a montat la limita intravilană a satului Tuta. Eu locuiesc întâmplător în prima casă din sat. După ce se trece ultimul limitator de viteză sau primul intrând în sat, toată lumea are tendința să accelereze foarte mult, pentru că limitatoarele din sat îi țin puțin pe loc. Tendința asta a lor, pentru mine, nu e deloc sigură. Eu am un copil care din când în când mai este în stradă, poarta e muiată, stă tot timpul sub cheie. Nu zic că nu mi-asum. Ok, este asfalt, am dorit asfalt, automat se circulă mai repede. Dar la fel cum s-a montat limitatoarea de viteză în sat, pe drum, și o fac poate din sat și vreau și eu limitator de viteză. Da. Este nu numai interesul meu... Da, la Crucea este limita a localității.
Eu zic că la fel de bine, nu mă încurc, nu mă ajută. Sunt deja mai multe persoane care s-au ciocnit cu oglinzile laterale când trec de țevile de la, la podul ăla. Pot ești la ciocnit. Se circulă cu viteză enormă. Nimeni nu cunoaște sensul indicatoarelor care sunt montate. Adică prioritate pentru cei care ies din sat. Sunt sigur că 90% nu cunosc. Nu cunosc. Aia 90% cum au fost? Apoi, 30%. Ascultați-mă, oleagă, de parte de cunoaștere. 30% care ai trecut acolo. Știm ce înseamnă 30%. Îl cunoaște? Toată lumea îl cunoaște. Îl ignoră toată lumea. Toată lumea îl ignoră. Asta vreau să mă rog să-l ignoră, dar să montăm măcar un limitator de viteză. Ok, ne asumăm că e fluxul mai mare de traf. Îl numiți cuvântul dumneavoastră. Îl numiți cuvântul dumneavoastră. Eu vreau doar să vă rog. Se poate face ceva, e foarte bine. Dacă nu, iar e bine. Atât mă opinez. Și vă rog, dacă se poate să rămână în continuare la ședință. Da, nu e o problemă. Ședința e public. Aveți o problemă? Trecem la la primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Culu Vasile, președinte de ședință pentru luna septembrie 2019. Trecem la vot. Cine este pentru? Punctul 2, adică 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 2019. Inițiator, primul articol de discuții din marginea acestui proiect de hotărâre. Nu scrie la cuvânt. Atât? Aveți cuvântul. Mi s-a părut normal ca să ducem în discuție acest punct înaintea celui doi. Eu aș vrea să, domnul primar, fiind donator de credite, să-mi spună, de exemplu, la culte și religii, pe trimestrul întotdeauna, s-a era propus pentru cheltuire 234.000 și s-au cheltuit numai 152.000. Da. Dacă puteți să-mi spuneți, până la urmă, 234.000 pe ce s-a cheltuit. Fiind o sumă, per total, pe tot anul, de 350.000 de aprobat. În prevedere, 234.000. Da. S-a cheltuit 105. Da. S-a cheltuit 105. Da. În prevedere, 234. Și s-a cheltuit, mai puțin. Păi, dar eu ce am zis? S-a cheltuit mai puțin. Păi, dar eu asta am întrebat. Adică este o diferență de 82.000. Păi bun, dar eu nu e nicio problemă. Eu am întrebat pe domnul primar. Dumneavoastră sunteți cumva consilierul, da? Da, bine, haideți că deja e cine. Nu, dar eu, dacă eu am spus că este o diferență. Deci, până la ora actuală, pe Vieșoara, avem 35.000, 350 de milioane. Pe Vieșoara ce înseamnă? Pe Vieșoara. Biserica la Vieșoara. Da? La Biserica. Așa, Vieșoara. Ce să înseamnă dacă e pentru cumpăia de Vieșoara? Păi eu știu, poate alte evenimente care au fost cu 100 de ani. Nu. Eu știu, poate intră și la modul. Nu, specifica. Biserica, totuși, Biserica Ortodoxă, 25. 40 avem până la ora actuală pe Biserica Catolică la Târgu Totuși. Și aproape de 50% Biserica Catolică. Deci până la ora actuală. Și la tuta cât a spus? 50. Asta în sumă? Asta în sumă 234.000? 154.000. E prevedere 234.000. Vă dă cu virgul, cred. Posibil să le dea cu da, mă rog, am putut. Da. E diferență de 82 care ne-a rămas. Da. Față de ce era prevăzut. Mai, probabil mai suplimenta. Știu unde vreți să bateți. Bateți la grupa respectivă care știu că trebuie să o facem. La? La ce? La o groste. Monument. La monumentul ăla monumentul care vin să... Păi ăla de monumentul ăla, sigur. Da. Eu nu știu, adică vreau să zic lucru că bat.
S-a aprobat înainte, la bugetul anual, suma care era prevăzută acolo. Da. Lucrarea trebuia să înceapă și nu s-a început. Era vorba că se începe... Se va începe, domnul Petric. Vă garantez eu că se va începe. Păi, când se va începe? Că v-am spus că este în octombrie, deci era problema că în octombrie este ziua eroilor. Și aș fi vrut atunci să facem... În octombrie? Păi da, în octombrie. Deci eu am zis că până atunci... Să se finalizeze dacă este tot în Mai sunt discuții. Văd că este o sumă care rămâne tot 135.000 de lei necheltuiți. Da. Dar avem, la învățământ, mai avem de schimbat mobilier, inclusiv la toată cancelarie. Păi nu, de asta ceva. Zic că sunt sume care le rămân de aici pentru... Trimestrul 3, trimestrul 3, exact. Da. Bun. Bine. Dar am rămas. A semnat domnul Breanu, în caz de întrebări? Dar asta înseamnă că noi mai suplimentăm la rectificare de buget cu sumele astea. Da? Hai, discutăm. Asta am vrut să aduc. Noi aici ne rămân bani, plus la rectificare de buget sunt alți bani care sunt din da. Mai sunt două trimestre. Vă rog. Mai sunt discuții? Să mai scrie la vot? Bun. Atunci trecem la vot. Da. Cine este pentru? O ține de contra. Să trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Bârlești. Dar nu vă mă treceți la punctul 3. Mai și asta vine la 6. Treceți la punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru salubrizare Bacău pentru anul 2019. Inițiator, primarul Comunei Târgu Jiu. Domnul Titelu, altcineva, aveți cuvântul. Mulțumesc. Văd că la Adis, noi trebuie să dăm, practic, 6.000 de lei, da? Am avut pe anii anteriori o sumă mai mică, deci mult diminuată. Vreau să știu dacă măcar au fost informați cetățenii cu majorarea gunoiului și dacă au fost, în primul rând, cei de la societățile comerciale. Pentru că eu vă spun un singur lucru. A fost oprit de cineva și a spus că nu știe. Eu zic că... Deci agenții comerciale... Agenții comerciale deja aproape s-au dublat. Aproape s-a dublat. Ce s-a întâmplat? Deci gunoiul. Deci nici n-au plătit agenții comerciale. Păi n-au plătit, dar au fost informați asta. Nu, dragul meu. O să urmez o ședință următoare, pe ordinea de zi, cu un punct, să găsim într-un final varianta pe care putem să-i ajutăm și să vedem ce variantă. Data trecută am făcut eu un urmă de calcul, de la 1 la 5, de la 5 la 5, ceva de genul. Nu ați fost de acord. Păi nu ați fost de acord. Deja suntem presați de timp. Agenții comerciale te-au, domnule, până la urmă, cât o să plătesc? Am zis că la punctul divers, o discutăm chestia asta, la persoanele fizice s-a majorat exact cu 67%. Da. Așa. Ar fi o modalitate de calcul și pentru agenții economici să ajungă la, 67%. 65%. Deci, n-avem altă, eu nu știu... Păi da, dar dacă ești și așa plătesc cu... V-aș ruga un singur lucru. Aveți prieteni și în alte comune, în alte localități. Interesați-vă să vedeți cât plătesc agenții economici. Deci, am avut și eu discuții cu... patron de brutărie, de cotare, domnule, până la urmă, 60%, 67%, nu e un capăt de țară, dar să nu se vină cu varianta care s-a venit în ianuarie sau februarie, când anumit domnul consilier nu era încă, când se tripla, cred că sărea de triplu, dacă nu mă înșel cum a fost atunci. Deci eu zic că 67%, să reglementăm oarecum, așa n-ar fi un capăt de țară, dacă alții plăteau până acum undeva la 1000 de lei pe lună, am avut plătit undeva la 17.000. 1.700, pardon. 1.700. Da. N-avem ce să facem, pentru că noi plătim, o să vedeți la rectificare de buget,
50 ceva de mii. Deci foarte mult gunoi. Și cum am trecut totuși este cunoscută ca un generator de gunoi. Culmea, acum cu traficul ăsta și acum dacă profit de televiziune, traficul ăsta care s-a creat pe la noi, ne aduc gunoi din afară. Și fac un apel să nu se ajungă la tot felul, chiar am rămas dezgustat, în centrul satului, zeci de saci au apărut într-o dimineață. Și câini. Și câini. Și câine. Deci mie au adus și au lăsat acolo, dimineața la ora 8 când am venit în coace, ce e acolo? Dar să întreb, dar nu funcționează camerele, pentru ce nu ajung camerele, camerele sunt în fața... Păi mai ce punem două camere, nu punem două camere ca să nu vizionăm. O să punem camerele, dar cu cineva am autorizat. De data asta. Da. Deci până acum au fost, neautorizate? Glumesc. Păi dar cum puteți să faceți cu cineva neautorizat o lucrare? Am glumit, domnul Bunea. V-am văzut să-mi vedem cu colțul gurii. Bun, haideți să vedem. Domnul Dinu, mai aveți? Eu vreau să pun și o întrebare. Văd că și cu cotizația, și cu sumile și cu... Cotizația nu trebuie numai de țin exact. Banii ăștia care trebuie persoane autorizate. Avem o normă sau nu? Avem o sumă? Avem ceva? Avem sau noi de-abia reglăm sumile astea, reglăm prețul la tonă, la ora. Noi pentru cine chinuim acum? Din ce stabilim noi? Asta este cotizația pe care toți... Cotizația e una, mă refer cu treaba, cu gunoi. Cu noi. Așa. Noi stabilim prețul sau ei, că văd nu stabilim, ei comandă și noi să nu dăm. Agadis stabilesc prețul, prețul este stabilit, problema este că se colectează foarte mult la noi. Totuși, eu v-am mai spus și vă mai spun încă o dată. Lunar, o să vă aduc documentii, lunar, pe comuna Târgu Troduș, e o medie de 100 de toni, lunar. Doamna, dacă, sau dumneavoastră, dacă aveți informații, de deci dacă aveți informații, eu vă pot spune și dacă doriți, vă aduc și documentații, medie 100 de toni pe lună. Și atunci, de unde n-ai luat? Atât, dragul meu. Deci media, sunt luni februarie, care e mai puțin, sunt luni astea cu pepene acum, care îți duc 100 de toni. Dar, să ne aduceți, eu vă spun, note de recepție pentru mașinile de gunoi de la comuna. Nu avem și și atunci, de cum stabilim noi prețul ăsta? Pe tot, pe transport? Cum? Asta întreb. Mereu încercăm de iarăța. Nu știe nimeni. Acum stabilim pentru persoane astea juridice. Cât e tona, cât e persoana, câți angajați are și cum? Da. Da. Bine, la asta mă refer, dacă vă luare 5, dacă vă luare 2. În principiu, majoritatea agenților economici așteaptă hotărârea de consiliu local ca să-și poată da vădere. Deci eu am mers pe varianta asta de 60 și ceva la sută, cum a fost la persoana fizică, să fie și la ei. Nu putem, după numărul de persoane, ați văzut nici dumneavoastră, n-ați fost de acord, altă soluție nu văd. Se apropie sfârșitul acușa de an și noi încă n-am colectat bani. Deci încă n-am colectat bani. Și dar am plătit. Da, plătit, am plătit. Da? Deci avem o deficiență care o ținem foarte slab. Da, vă rog, domnul Boboc. Nu înțeleg aici. Scrie acolo la comun, între 3.000 și 5.000 locuitori, 5.000 de lei, nu 6.000. Acum mai întrebă, domnul. Avem 35.000, avem 35.000. Da? Da. Oficial. Da, noi oficial avem peste 5.000, dar real sunt 3.000. Da, că nu mai sunt despre. Nu spuneți așa ceva. Deci spuneți ce este pentru că Consiliul după aia scade. Da. Dacă nu mai sunt discuții, mai sunt discuții, să trecem la vot. Haideți. Cine este pentru? Eu vreau să o... Da. Dar mai după aceea cine e inferiul. Discuție pentru că... Mi se părea corect. Nu știu acum dacă ați făcut, conform noului cod administrativ, Ordonanța de Urgență 57-2019, la articolul 248, putea să faceți adunări cetățenești sau să putea să faceți cu... Nu știu dacă ați făcut pentru...
proiectul acesta. Pentru că ea vine, conform codului... Proiect care? De persoană, pe persoană? Păi și la juridic, până la urmă. La juridic, da. Putea să faceți... Deci trebuia să faceți mai întâi o dezbatere cu ei, dacă îi și nu dădeau curs, atunci asta este. Înseamnă că nu-i interesa. Problema e alta, domnul Ungureanu. Deci acum, cu toată diplomația, o spun. Nu ne asumăm nimeni. Deci haideți ca să strângem, când ajungem la zone mai ușor de deranjat, atunci venim și spunem, domnule, ar trebui să-i aducem pe ei și să vedem cum facem. Păi, nu, trebuie să luați decizii ca și Consiliul Local, ascultați-mă o dată. Eu mi-asum ceea ce spun, cum am zis pe varianta de 67%, indiferent că mă vor înjura sau mă vor discuta, eu trebuie să-mi asum, pentru că va veni Curtea de Conturi și mă va lua de urechi de ce n-am colectat banii de la agenții economici. Deci, ăsta anumite lucruri care... Aici, dacă îmi dați voi... Da, te rog. Domnul primar, la agenții economici, până anul trecut, plăteam la metru cub. Așa. Colectarea cu noi. Da, acum am venit și invitați-mă ca Consiliul Local să treacă cu o majorare de 67%. Tot la metru cub. Dar ei atunci vor ține jumătate de metru cub în fața... Foarte bine. Magazinul, restul duce la costică sau la fănică în fața porții și... Dar nu îl duce pe lucru întărește nimeni. Dacă găsiți alte, până la ședința viitoare... Cel mai bine este să fie la agenții comerciali, să stăm din nu e așa mi se părea. Mai să fie invitați astăzi la ședință, că era proiectul de urmă, deși nu mai fiu să trimite. Haideți, nu am deci o discuție pe viitor. N-am mai discutat. Haideți să trecem. Deci, trebuie să ținem cont de importanța înființării serviciului ăsta de Cocunon, sănătate. Pentru că eu mă aduc aminte în urmă cu 4 ani și avea un metru și vedea toate curaile la Tuta pe malul rândului, dincolo la ieșire de Tuta. Câte zile mă duceam de acolo și strângeam cu ăia de la, care aveam de la social, cu cariera, care m-a făcut o vreme din zona, dar aia de acolo și cap. Trebuie să o chemem, că simt cum face la așa, bine să domnul Soponar, haideți să punem la vot cotizația și putem să ne întâlnim și să discutăm pe marginea celei probleme. Cine este pentru? Contra, abține? Abține. Deci am trăit 2010 pentru. Eu abține. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale cele comune Târgu Prosul 2019, ediția a doua. Inițiator, consilier local, vocal pe. Domnul vocal. Am inițiat acest proiect de hotărâre la solicitarea cetățenilor, nu numai din Curtea, ci din Târgu Prosul, din Bișoara, și mesajele au fost transmise și prin ceilalți consilieri. E un lucru bun pe care dorim să o facem, pentru că cunoașteți că acum 2 ani de zile când s-a organizat aceste manifestații, a fost un real succes. Pentru că mai multe motive. În primul rând că ne cunoaște lumea. Trece prin Răunești la Târgu Protuș, văzând ce este acolo, să vadă despre ce este vorba. 2. Sunt foarte mulți cetățeni care sunt plecați în străinătate la muncă și în perioada august, septembrie vin acasă și este bine, domnule, să-i cunoaștem, să distreze, să se vadă, să se întâlnească. Așa, a treia problemă pe care vreau să o ridic de acum, ca să știe toată lumea că nu dăm niciun fel de tentă politică. În acest sens, nu doresc ca să fie invitați nici de la prefectură, nici de la... A căzut. Mai puțin. Nici de la prefectură, nici de la consiliile... Cine dorește să participe, în mod benevol, poate să vină, fără să se ridice în... Așa, și să spună că suntem și facem practică și începem. Așa. Cunoașteți că data trecută
deci ca 2 ani de zile, aceste manifestări au avut niște costuri. Costurile s-au ridicat așa 30 de mii de lei, 700 milioane. Nu doresc ca acest preț să o suportăm noi. În acest sens, propun ca din partea primăriei, pentru că cei care vor veni cu mese și cu trebuie din asta, vor aduce și cântăreți de muzică populară, de ușoară. Trebuie să vină și noi cu ceva, pentru că nu putem lăsa la îndemâna unui agent economic care își are treburile lui și răspade și pășura totul cum gândește el. Trebuie să fie foarte bine organizat și în acest sens domnul primar va da decizie ca din cadrul primăriei cine să va să la fața locului, cine se ocupe de curățenie, trebuie să ocupe de lumină, trebuie să ocupe de... Și un lucru foarte important va fi cea legată de securitate. Pentru că se întâmplă atâtea și s-au întâmplat ce în alte părți. Trebuie să invităm jandarmeria, poliția... Da, așa. Și legat de costuri, eu aș propune un cost în jur de 35.000 de lei din partea primăriei ar fi prea suficient. În aceste costuri ce va intra? Va intra, și prin grija domnului primar, va intra... este să fie invitat și un cântăreț de muzică ușoară, un cântăreț mai deoarece. Cântăreț de muzică populară, probabil formații. Da. Cam asta este în viziunea mea, cam ceea ce ar trebui să fie în la acest da, domnule consilier, și respectiv domnului consilier Bucaru, țin să vă aduc la cunoștință dumneavoastră personal. Dumneavoastră nu ați luat legătura cu niciun cetățean. Dumneavoastră și cu domnul Adă ați spus ad hoc în ședința trecută, din luna iulie, că, dom'le, deci vă repete, memoria nu mă înșeală, domnul Bărău. Da? Vă repete. Deci, dacă doriți, este scris și proces verbal, da? Doamnă, lăsați-mă să continui discursul, da? Vă rog tare mult. Și a spus, domnule, ar fi bine, ia hai să inițiem noi, chiar așa, ia hai să inițiem festivalul Zilele Trotușului. Eu vin la dumneavoastră cu o completare. Noi, în specie, partidul meu, nu știu celelalte partide, nu suntem împotrivă. Să nu cumva dumneavoastră să spuneți, să mergeți și să dați, să inflamați populația mai tare și să spuneți că, domnule, uite, exact. Da, domnul Băcar. Deci, domnul Băcar, în momentul în care dorești un festival într-o comună, vrei zilele comunei, în primul rând, cred că ai de toate comun. Asfalt, canalizare, trotuare, alei pietonale, ringole. Da? Deci, așa ceva în Târgu Trotuș nu există. Dumneavoastră v-ați uitat, domnul Băcar, la biserică să dărâmă mizeria asta de trotuar pietonal? V-ați uitat, domnul Văcaru? Și 35.000 de lei, domnul Văcaru, ceea ce propuneți dumneavoastră, nu 35, o sumă este mult mai mare. Și nici nu a fost 70 de mii, a fost mult mai mult. Vă repet că a fost vreo 79, aproape 80 de mii de lei, domnul Văcaru. Bani cu care se putea asfalta o lungime considerabilă, domnul Văcaru. Nu numai la dumneavoastră, că eu închid praf la Târgu Trotuș și eu, nu eu, concetățenii mei. La Vișoara, la dumneavoastră, vi se pare normal cu acești bani? Da! Dumneavoastră, dacă sunteți inițiatorul, domnul Văcaru, mergeți, eu cred că așa mi se părea de bun simț, să vă duceți să bateți în poarta fiecărui agent economic, așa cum susțineți dumneavoastră, și acest spectacol să fie făcut din sponsorizări, domnul Văcaru. Deci dacă cineva vrea să ne aș vrea să se intereseze, da. Iar cetățenii, ceea ce spuneți dumneavoastră, care vin la sfârșitul lunii iulie și la sfârșitul lunii august s-au plecat. Ori zilele comune care dumneavoastră le-ați văzut și cu toții le-am văzut că sunt între 13, 14 și 15 septembrie, nu mai e nimeni acasă. Iar cei care sunt în străinătate și sunt generatori, ca să spunem, care ajută la rândul lor și pe părinți, generatori de bani, generatori care pompează banii în această comună, știți ce spun? Țara arde și baba se piaptănă, da? A luat așa ceva? Deci, domnul Văcar, cu așa ceva, deci dumneavoastră, vă rog tare mult. Da, mergeți, luați-ți de mână pe domnul primar, pe cine doriți noastră, mergeți, bateți la uși, dacă aveți bani din sponsorizări, da. Eu am scris clar în raportul de specialitate. Nu sunt împotrivă, aveți sponsorizări? Vă mulțumesc. Domnul primar, aveți. Da. Bun.
Aș vrea să vă spun așa, da, într-adevăr, mai e de muncă și aici, asta nu înseamnă că nu se poate întâlni lumea cum a fost acum 3 ani de zile. Am explicat destul de clar și o parte în Consiliul Local, că nu se va avea absolut nicio legătură cu politica. Nu o să fie nimeni invitat. Să stăm în electorat. Bun, asta e una. A doua problemă care am sesizat-o, referitor cu aleile pietonale. Aleile pietonale n-au căzut, ci au fost dărâmate. Acum mă scuzați. O bucată cadă, dar sunt 12-13 bucăți de borduri care au fost împinse. Nu e adevărat, Patria, te contrazic. Eu am văzut când puneau, special m-am uitat. Special m-am uitat când puneau. Puneau de mutuială. Bidonul de pere lângă ei și puneau de mutuială. Nu. Trebuie adus o firmă care să-și asumi, să facă ceva corespunzător. Nu se ne facă ceva. Acolo, referitor la bordura, ați văzut că e destul de înaltă față de restul zonului. E, acolo vine încă o completare de beton, cum avem în fața primăriei și se va umple cu pământ. Deci încă nu e gata. Da. La nu ca să... Nu ca să vin noaptea, să-mi dai jos dimineața la 4 în pavajul și la 7 și la 4. Avem camere. Avem camere. Auziți? Avem camere, dacă sunt camere. Eu sunt dezgustat de mult, sincer zic. Sincer zic că avem camere și nu prindim pe cei care fac lucrurile astea. Deci, dă-mi un cop. Camerele nu bat pe timp de noapte. Păi mai mult de mâna, Adi! Cât montez camere? Până când montez camere? Da, vă rog, domnul Brea. Domnul Bococari și de cuvântul și la vederea proiectului sau domnul Bocaru, în principiu suntem de acord. Dar fără cheltuieli din bugetul local. Deci cheltuieli... Deci ascultați-mă unea, dacă mi-ați amintit. Acum se discută în principiu de zilele comune, dacă sunteți de acord sau nu. Sunt de acord. La următoarea ședință se va ajunge la sumă dacă va fi. Nu e următoarea ședință, că dacă e pe 15-14 când este... Da, da, da. Și pe 15-14 când este... Da, 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 da. Noi zicem acum că domnul local a propus 35.000 de euro. De lei? Îmi zic că acum materialul s-a făcut, a trecut mult peste 1 miliard. Și acum, după ce s-a terminat festivalul ăsta de acolo, când trage linia acolo, vedeți cât trebuie să iei Consiliul Local. Vor cu banii ăștia, cât trebuie face altceva. Domnilor, o sumă mai mică, dar nu e stipulată în... Eu, din punctul meu de vedere, vă dau răspuns. Și dacă vreți să-l înțelegeți, e ok, dacă nu. Din punctul meu de vedere, 30.000 de lei ar fi ok. Deci eu, ca primar, nu vreau mai mult. Deci tu s-a pus 35, nu ați 30. Eu zic 30 este suficient din partea noastră, pentru că restul se va ocupa cei care vor veni și vor depune cereri ca să concesioneze terenul respectiv și aduc ei muzică, scenă și așa mai departe. De ce să nu recunoaște? În cazul de să facă sponsorizare, ce parte mai am cu 30.000 de lei? Se mai poate continua? Sigur. Deci cu 30 facem în așa fel încât să ducem la capăt. Facem în așa fel ca de aia din aia 30 să se dubleze. Nu există. Domnul Poc propune. În cazul când trebuie să sunt pus la punct deocamdată, și facem în luna septembrie, în primele zile, cu o ședință extraordinară. Acum vă explic. Și să dăm capăt respectiv la cât ajunge. Domnul meu, deci la ședința de astăzi se votează dacă se vrea sau nu. Exact. La ședința următoare vorbim de sumă. 20-30 de lei cât vreți, 20.000, 30.000 cât vreți dumneavoastră. Dacă nu se va ajunge în ședința viitoare la un consens comun, să nu le deci, da, da, ședința viitoare asta e din 13 și 14 și 15 septembrie. Păi da, și va fi ședința viitoare, va fi pe 5 sau 6 septembrie, da. Ca să ne reușim să intrăm, da? Deci la asta vă explic, pentru că și acolo sunt niște costuri. Eu vin cu suma asta, poate o să vin cu 20.000, nu știu. Să vedem cel care va licita, pentru că deja avem cereri la primărie, prin care anumiți agenți au depus cereri la care să facem, sunt interesați ca să concesionăm și atunci intră acolo. Aduce sonorizare, aduce cutare, aduce cutare. Deci aportul nostru va fi, dar nu va fi 100% cum a fost în primul an. Asta vreau să vă spun. Dar atunci să lăsăm, vrei să lăsăm pentru dacă de 5 septembrie. Păi da, da, mie astăzi, dacă, deci astăzi dacă este să se hotărăște să se facă, data viitoare vom discuta de bani. Dacă nu, ne oprim. Deci asta ce se spune. Nu încearcă că este așa vorba. Eu am aprobat, acum să nu spun. Păi ai aprobat, dar n-ai spus. Și atunci nici mie nu vă spune. Păi și atunci ce veni cu raport de specialitate? Domnul Ureanu, haide, te rog frumos. N-a terminat. Deci noi acum hotărâm numai dacă... Dacă va fi sau nu, dacă ați vrea sau nu. Nu, suma data viitoare.
5 sau 6 septembrie, nu mai așa. Eu știu, am Am și n-am inițiat. Păi, doar că am venit, nu dragul meu, totul, nu mă întrerup, pentru că n-am interpus. Domnul Bacăr a venit cu ideea, așa, am analizat-o, domnule, să se facă, într-adevăr, o parte a lumii zice, domnule, nu-i bine, că n-avem, cum zice domnul Mititelu, îi dau dreptate, dar sunt o parte, că, domnule, n-ar fi rău să ne strângem. Nici mie nu mi-ar conveni, într-adevăr, să fie costuri de acum 3 ani, 2-3 ani, nu am avut. Dar o cotă parte a port al nostru, al primăriei, ca să putem ajuta pentru vărmărul Solis 2 sau ce se mai întâmplă pe aici, ar fi altceva. Deci o sumă modică. Da? Am singur voie să iau cuvântul. Domnul Avădăriu, lăsați pe două loc sau luați dumneavoastră? Da, vă spune, domnul Avădăriu. Păi da. Ar vrea să spun că inițiativa domnul Macar, Consiliul Macar pentru că este de lăudat într-un fel. Dar nu pot să trec o vedere și ce a spus domnul Victor Chitelu, pentru că noi avem alte... V-am spus și o să vină ăștia cu uitați. Am discutat la subiectul anterior despre salubrizare și să rămânem datori acolo, când nu reușim să scoatem bani. Și până la urmă, noi risipim pe energie așa. Și din punctul meu de vedere, nu sunt de acord decât dacă sunt bani de la sponsorizare. Păi acum vă spun. Da, vă domnul. Da. Aș vrea să vin pentru comentariile ce au spus colegii mei. N-am să fiu de acord cu acest proiect. Știți foarte bine că acum 7 zile, 10 zile în urmă a avut loc un incendiu de vegetație la ieșire din Târgu Trotuș spre Târgu Ocna, aproape de ultima casă de acolo. Familia respectivă nu are apă curentă în 2019. Da, da. Da. Întrebarea mea când m-a sunat ca tot. Au fost la primul de până ducere? Eu am depus, nu se poate face. Doar prin hotărâre de proiect. Deci, vedeți unde e extindere de rețea. Și a luat banii lui, nu poate să facă. Deci, vedeți unde au loc bănișorii ăștia. Deci, dacă avea apă cu el, nu mai trebuia să... Eu am fost la ea. Și incendiu a plecat de la ei, domnul. Nu a plecat de la ei. Eu vă spun cel care v-a văzut la cinstate. Deci, eu am fost a doua zi la ei și le-am zis exact cum stau lucrul. Deci haideți să ne înțelegem. Una la mână. Nu știu că foc la propriu gal. Nu și-a dat, domnul. El de jos. N-a avut treabă. De jos s-a întâmplat ce s-a întâmplat și s-a dus cu zaistit. Asta s-a dus în evidență că, până afară de alei pietonale, și ce mai e de făcut în comuna Târgu Trotuș, extindere de rețea de iluminare, probabil în altă zonă și extindere de rețea. Am discutat și cu domnul respectiv. Aici știu problema, cunosc aspectele problemei, dar o să le rezolvăm. Vedem referitor la apă, cum o rezolvăm, cu drumul unui mare spofoară. Că picou problemă poate să facă. Eu am înțeles și am explicat și Hrânței, am stat de vorbă și am explicat și Hrânței. Da, într-adevăr, venim, te ajutăm să fie bine și lor, dar noi... O să vedem să ducem un stâlp de electricitate acolo, să-i băgăm un volan, să ai și anumit. Acum să punctez, domnul. Deci nu este tras apă, adică la dultul de acolo, până de ulița la izboare, nu-i tras să conducă la apă. Adică, haideți, despre ce vorbim, despre ce vorbim. Ce am spus cu, și cu curent electric, și au cei doi stâlpi de curent electric, cunosc situația, la grădina vecinului. Dar nu, rețea avea stâlpi de rețea electrică, nu pe ei, acolo era treaba foarte. Da, trebuie scoși stâlpii în apă. Da, atât am avut spus, asta e părerea mea. Vă să vorbesc eu? Domnul Zucrat. Adică, în comuna totuși să recunoaște că s-au mai mișcat multe lucruri până acum. Haideți de acum numai să muncim, numai să facem și nu ne mai trecem. Domnul Liviu și-a concesiu sub cel mare. Dar mai este și cu domnul meu, că așa vrea să-l vadă și el un spectacol. Socializare? Să-l vadă, să vorbească și cu domnul Gureanu și cu domnul Liviu. Să mai dacă sunt la mare, nu se mai vorbească cu copii mici. Copii mici. Cu cine se vorbească? Vor să vadă la părinții lor cum trăiesc ei în societate de astăzi, cum au trăit bunicii noștri. Da. Trebuie să recunoaștem că am făcut, domnule. Nu poți să zici că n-am făcut nimic. Drumurile pe câmp sunt făcute, la varată ce-au făcut, la canalizarea am făcut. Asfalt la tuta să vină
nimic a făcut. Și să profităm și de faptul că s-a restricționat circulația la Onești, și circulă mașinile mai mult la Tuta și chiar pe acolo pe unii punct mai și numai muncim toată ziua. Din dimineață până seara muncim. Nu ne mai distrăm deloc. Nu arătăm cum trăim noi. Cum putem să noi și trăim? Eu mă duc în concert, eu am bani și mă duc. Dar merge și un lăcărât care vrea să danseze acolo în fața unui cântăriț. Acum am făcut. Nu mă apropoare și tot. Am făcut. Și facem în continuare. Nu s-a furat nimic. Nu s-a furat nimic. Domnul Ungureanu, domnul Liviu, îți porți pe primărie. Și eu... Spre cultură, să învățăm să ne poți. Ce vreau dar spre agricultură nu merge numai în prioritate? Până seara numai la padavaci. Cei comuni în România, mult mai săraci ca noi, și le fac oamenilor o festivitate, și în special copiii se bucură de festivitatea asta, că au teribombe, au... Eu știu, am fost acolo și știu ce era și s-a vorbit o lună de zile despre chestia asta. Părerea mea că orice om sărac deci își mai face toată ziua, își mai face o sărbătoare, la Paști mănâncă ceva mai bun, domnul Cernea, haideți ca să spun cu o completare. Înainte cu o lună s-a vorbit de rău și după o lună s-a vorbit de bine. Da. Eu atât am zis. Bine. Dacă vreți să le luați 3 zile de fericit la copiii aia și la oameni bătrâni care chiar nu ajung la zilele orașului Târgu Ocna, la Orești, ce-i părerea dumneavoastră? Mai ales că atunci au început școală. De ce nu-i că sunteți trăiați? Chiar s-au distrat, asta e. Chiar s-au distrat mulți oameni, eu relaționez cu oameni bătrâni și așa e niciodată. Domnul Ungureanu, mai aveți ceva de completat? Da. Păi dacă este cu activități sportive, să-i zic domnului Cernea că dacă este, nu este de voie numai să faci o chestie de genul ăsta, putea să faci și alte activități sportive. Putea să faceți. Să le organizați dumneavoastră. Da. În al doilea punct, mi se pare ceva anormal. Adică noi am evoluat, prețurile au evoluat, suntem de acord, adică acum 3 ani de zile s-au cheltuit peste 70.000 de lei, acum am fi de acord cu 20.000 de lei. Atunci, vin cu întrebarea, de ce s-au cheltuit atâția bani atunci? Ce am normalizat noi, eu ce v-am spus mai devreme, domnul. Bun. Și la unii s-au ușurat costurile. Din punctul meu de vedere, ar trebui luat pașii normal. Ceea ce înseamnă că, înainte am menționat, s-a dat în iulie codul administrativ. Articolul 248 prevede acolo adunări cetățenești. Deci trebuia să faceți, deci din punctul meu de vedere, legal, trebuia mai întâi adunare cetățenească. Ce prevede adunare cetățenească? Trebuia să participe minim jumătate din cei care votează, iar din ăia, cel puțin, minim iar jumătate plus unul să fie de acord pentru treaba asta. Dar cine-i numărul? Așa este. Deci așa este, încerca să facem o comisie de fond funciar și deci, a dumneavoastră trebuie să vedeți că comunicare la cetățeni și nu au venit decât 5 exact. Dar atunci noi să luăm decizia, adică să facem drepturile astea pentru unele acum, dacă codul administrativ prevede așa ceva, vine curtea de conturi și ne întreabă. Băi, fraților, voi n-ați făcut legal ceea ce trebuia. Cum ați stat domnul acesta? Cum ați stat, dar domnul cetățenii se fac în probleme cu care domnul a sau când a și la adresa consilierului. Și a consilierului. Face, da? Dar nu pentru toate proiectele de hotărâți, sunt vizate cele cu caracter normativ, nu fiecare, că ăsta nu are caracter normativ, cele de hotărâți. Păi da, de asta înainte venim cu oameni și nu mai este consiliul local. Deci voi ați sunteți reprezentanți oamenilor până la urmă. Deci asta e altceva cu proiecta adunare, dar asta nu înseamnă că erau, că nu e legal că s-a făcut proiectele. Păi doamna secretar, păi dumneavoastră sunteți și, până la urmă, ar trebui să fiți și juridic. Păi dumneavoastră, când s-a făcut raportul de specialitate și spune aici, conform legii 273, păi când este conform legii 273, păi el trece și ia articolul și ia miniatul, din care să reiasă banii care se dau, nu? Păi da, dumneavoastră...
dumneavoastră trebuie să spuneți, fraților, păi, da, ia vedeți care este făcut, e vorba de finanțele, de planii. Păi da, dar dumneavoastră, tot în codul administrativ acolo este, că dumneavoastră trebuie să dați, să acordați consultanța. Bun, dar nu spuneți, dar nu-i bine. Haideți, că asta e o tipă legată acum de adunare cetățenească, ce legătură are? Păi nu, eu mă legă, adică ce este normal? Trebuia făcut adunare cetățenească, trebuia să întregeți. Domnule, haideți să mai ridicăm vorba. Păi dar eu așa vorbesc, că deci așa vorbesc eu, nu mă ridic domnulitatea lui. Bine. Deci eu... Haideți că... Deci noastră trebuia, deși ca... cel care ați prezentat proiectul, așa mi se părea corect, ca să spuneți finanțarea, că costă, cât ajunge și cine. Păi acum vă spun că nu se vorbește de sumă. De ce? De-aia, deci mă interesează dacă se vrea să se facă. Atât. Păi și atunci nu trebuia să specificăm legea, nu trebuia să specificați poporul. Domnul meu. Aprobăm numai? Domnul meu, vezi undeva o sumă ridicată din buget? Domnule, dacă în raport de specialitate spune că banii se vor da conform legii 273. Așa. Păi legea 273, dacă vă enumer, acolo intră o grămadă de articole. Care bani se vor da pe legea 273? Păi da, aici spune. Păi unde vedeți dumneavoastră banii ridicați de buget? Păi... Nu sunt prinși. Păi dacă legea 273 așa v-am enumerat, că sunt o grămadă de articole ci aliniate în care este și cu bugetul și legea 273. Știu care articolul ăsta. Legea 273 trebuie să aibă ceva. Păi asta ce? În cazul nostru nu are. Păi și atunci ce s-o aloci? Ceva ce nu are? Suma va fi rectificare de buget luna viitoare, pe 5-6, dacă vreți să ne încadăm, înainte de asta am și zis că o facem pe 5-6. Și rectificăm, de, din ce rectificăm azi, luăm 20-30 și îl punem acolo. Deci deocamdată nu se poate discuta de legea 273, dar în momentul ăla n-are ce să referi legea 273. Deja iar începe să ne contrazicem. Păi noi facem rectificare de buget și noi suntem prins la rectificare de buget acum. Dar noi facem rectificare acum, nu? Așa. Păi și de ce m-ați prins atunci în rectificare să ne demonstrați? Fraților, eu am mai... Păi dar de ce să mai prind și să-mi zici că nu mai vrei? Și iar să nu mă încurați cu ei și iar mă duc până în ceamnă. Nu, dragul meu, dacă vreți să facem... Prima parte a lunii, că până pe 13, vom face o altă rectificare și vom vedea cât vom pune pentru zilele comune, în afară de ce aduce respectivul care ar vrea să concesioneze. Da. Bun, spuneți-mi cu voce tare. Mai e... Nu se dă nicio sumă, nimic am trecut. Mai dar aici așa spune, evenimentul va fi finanțat de la bugetul local și nu mai bine să stai și de altă fel. Poate găsești suma, nu poți din bugetul local. Poate găsești suma. Rândul trecut când am votat, tot așa am votat la culte și religii, la capitolul culte și religii, așa mi s-a zis, hai să votăm nu știu ce. Am votat că avem nevoie, s-au dus banii în altă parte. Odată ce am votat, acum este tot votat. Nu, da. Nu, dar mai este mai inclusat. Păi atunci nu votez. Deci dacă nu pui suma, nu votez. Sau la viitoare când face ședința. Așa. Îți zici suma. Dacă nu-i convine, convine, dacă nu s-a luat. Haideți să facem altceva, că începem zadar după când e greu. Dacă suntem de acord, spune-vă, fraților, noi suntem de acord în principiu cu limita de sumă de X, dacă depășești suma, sănătate, ședința viitoare nu o să putem, nu mai suntem de acord. Nu suntem de acord cu nicio sumă, nu suntem și cu asta nu să ne certeam degeaba. Punem o sumă. Cât suntem noi de acord de bugetul local? 20.000, 30.000, 10.000, niciun leu. Da? Și atunci nu mai avem motiv de ceartă. Până la ședința următoare, domnul primar Bini cu socoteala făcută, sponsorizări, chestii, nu știu ce, nu știu cum, partea noastră e 2 lei. Și atunci ne încadrăm în ce suntem de acord astăzi, sau nu ne încadrăm, deci ne certăm atâta. Nu văd sens. Domnul primar a promis că Nica până la, fraților, suntem de acord cu suma asta. Da, pentru asta. Și cu asta, cu asta. Și atunci, mai facem ședință următoare de urgență. E ședință normală. Să ne încadrăm în banii, nu ne încadrăm. Și atât. Domnul Andă, deci mai fi o variantă. Renunțăm la o zi de asta. Din 3 zile și rămânem pe 2 zile și poți mai puțin. Doar lui. Deci să fie sâmbătă și duminică. Și bugetul să fie mai altă, deci în felul meu... Da, da, sponsorizare de vorbă, sponsorizare, că lasă mărimă eu. Da, deci, asta depinde, asta depinde și din sponsorizare. Da, da, da. Problema este în felul următor, și sponsorizarea trebuie aprobată. Așa trebuie luată în cap.
Nu se poate ca noi avem sponsor, avem sponsor, dar în consiliu nu este aprobat, sponsorizat. Deci, ce face aceasta? În momentul în care cineva vine cu adresă că vrea să concesioneze stadionul pentru așa, el își face niște calcule ca să iasă și lui automat, mâncare, băutură și așa mai departe. Deci noi, în comparație cu acum 2-3 ani de zile, noi acum nu ne mai ocupăm noi de tot ceea ce înseamnă zile. Se va ocupa cel care va veni dacă nu mai ajută pe acolo. Exact. Noi nu mai avem niciun. Dacă nu mai da, bun, hai, vă rog, trecem la vot. Dacă nu mai sunt discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și suma vă garantez eu că nu va depăși și niciun. Ne legătea să fie mai cât mai puțin mulat. La cine este împotrivă? Cine este împotrivă? 1, 2, 3, 4. Nu am pic să facem împotrivă. Citerul meu, am văzut pe lucre, am văzut de-mi... Și cine mai era pe trebuie? Cine de mine? Nu, vreau mă abținem. Așa abținem? Cine? Peste asta am patru împotriva ați votat. Cine a fost? Domnul Citerul, domnul Ureanu, domnul Abădării... Bobo și Bobo. Eu sunt de acord în gaza, dar nu mă putem de fiecare. Bun. Deci două abțineți, da? Doamna Vale și... Eu vă mulțumesc, doamna, pentru că să-mi permiteți retragerea, trebuie să ajung în cea la. Și voi fi pentru următoarele două puncte, că am studiat materialele, la comisie am discutat. Da, vă rog să-mi aprobați. Da, 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 mergem. Bun, deci la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea... Nu. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației catastrale de alipire a două imobile care aparțin domeniului privat al Comunei Târgu-Turnu, județul Bacău. Inițiator, primarul Comunei Târgu-Turnu. Știți despre ce este vorba, da? Bă, nu e pe care aveți întrebări? În primul fază știți că am procedat la prima parte a parcării, apoi ulterior, în discuțiile cu dumneavoastră, am hotărât o parte dintre dumneavoastră, am hotărât să luăm și curtea dispensabilă, da? Despre asta este vorba. Dacă treaba e bună și merg treburile cum trebuie, probabil în două săptămâni am apucat de treaba. În primă fază avem de schimbat linia de curent electric și avem cu 3-4 stropi care stăm după avizii de cel puțin 2 luni. Așa? Și apoi să ne apucăm să dărâm în cadru, să le refacem aproape, să nivelăm branșamentele de la s-au observat. S-au făcut. Așteptăm să se așeze o leagă pământ, continuăm cu documentația pentru asfaltare și sper ca până în toamnă să aducem și asfaltul până la ultima casă. Nu, la E3, o să trebuie acum un pic așa. Da. Discuții? Asta o să punem la. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Dinu n-a plecat, nu? Dinu n-a plecat, nu? E pentru. E pentru și eu. Da. Pentru zonice. Regomanță. Trece la punctul 6, nu? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Comunei Târgu Jiu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Târgu Jiu. Discuții? Facem supune nouă. Domnul Ureanu? Și domnul Săpânar. Da, da. Da. Toate că... Da. O leacă mi s-a tăiat el anul și în momentul aș vrea să întreb pe domnul primar banii care sunt pentru rectificare și cu banii care au rămas de la, din partea cealaltă
la culte și religii, că mă interesează. Unde considerați că veți distribui sau ce veți face cu ei sau... Cu toate că mai sunt și la transporturi, sunt și la este da, și... Da, dar mai avem și două de mai avem și două de păi și asta ce înseamnă? Deci noi prevedem pe o perioadă de o lună de zile, de două săptămâni, pentru cheltuieli sau ce prevede? Ce? Dacă votăm acum și nu deci, vă haideți să vă explic dacă nu o primeam niște bani, nu făceam. Am primit sumă 24 de mică, că ați avut este un sumă de nu. Așa. Deci 24 de mii s-au primit de la finanțe. Așa. Și ar trebui să-i prinde. În afară de asta s-a suplimentat cu 110 mii lei, ceea ce avem o restanță de plată la școală, tot pe betoane, curtea școlii. Ați văzut probabil o parte de voi dacă ați fost. Curtea școlii este betonată, e aranjată, sau de acum, dacă e treaba bună, probabil în primăvară vom primi totuși. Deci, până la urmă, am suplimentat 110 pentru curtea școlii. Da. 1.100.000. Aproape. Plus 900 milioane ar face. Deci, toată lucrarea, până la urmă, cât este acolo, dacă tot s-a dus discuția de betonat pe ăla. Păi nu 120 milioane tot. Deci betonul ăla, 920. Dar pavajul unde este domnul profesor? Că a zis că este și pavaj. Pavajul e pus de mine personal, cu Lulu, cu Clemen. Deci pavajul este pus de noi. Pavajul este pus. Exact. Deci nu am pus nicio firmă. Pavajul de dumneavoastră? Exact. Extraordinar. Este chiar extraordinar. Eu sunt de păi atunci de ce am luat noi firmă la Progur să pună pavere, domnule, dacă dumneavoastră puteți să puneți pavaj? Nu, dragă, acolo 10 metri pătrați, aici sunt, da? Cum? Acolo 10-15 metri pătrați, aici ai făcut toată. Deci acum a venit la realitate, ca cetățenii să știe că e 10-15 metri, fraților. Nu este o suprafață de 200 de metri. Nu am înțeles, domnul, clar că eram prins cu domnul... Păi ce suprafață are curtea betonată? Deci, iată la mine. Curtea betonată e de jur împrejurul stadionului. Așa, suprafața. Nu știu exact cât are exact. Spuneți-mi suprafața. Nu știu. Spuneți-mi și vizionarea. Exact. Dar nu contează că ai și faină. Stai, tu nu are treabă cum ai și faină. Mai de dar nu e așa. Și pe mijloc am hotărât după ce am format betonat. Domnul, să facem și un părculeț. Asta înseamnă niște bănci puse cu niște coșuri de gunoi, niște lăbi care s-au montat, așa, și pavajul respectiv. Am considerat, ca să nu mai neavând bani și așa, domnule, cât suntem? Suntem 5-6 băieți. Aici, domnul Andra s-a oferit, domnule, mă ofer eu o zi, mă duc și cu un pavajul. Și noi am pus 5-6 lei. Dar suprafața? De pavaj? Da. Nu știu cât are, 15 metri pătrat, 20 de metri pătrat. Are mai mult, dar domnul vrea, mă duc eu acum la tuta după ședință. Nu, domnule, domnul vrea să știu neapărat. Domnul profesor, mă care bine, dar vrei să încerc să-i dau și toate țin. Suprafața respectivă care este. Păi cum s-a plătit dacă spune că s-a plătit o parte din bani și acum trebuie să plătit dacă trebuie plătit restul? Domnul Bureanu, nu m-a pus să plătești așa. Nu, dragul, nu s-a plătit nimic de betoare, nimic nu s-a plătit. Nimic. Deci avem 920 de milioane datorii către om pentru betoanele respective. Ce firmă a făcut până la urmă? IPC Teopis. Târgu Jos. Da, deci asta este toată suma în plătură. Bun, de la Consiliul Județean, câți bani au venit pentru întreținere? Nimic deocamdată. Da? Deci n-a venit. Probabil o să apară să de asta, am zis că o să facem ședință. Deci noi am plătit până la urmă suma de 900 de mii de lei. N-am plătit, vreți o plătit. Eu vreau să știm suprafața, grosimea. Mai este în documentați, nu mai rețin eu. Bă, dar voi rețin că eu să o vot, frate. Dar ești ordonatul de credit. Da, și bun, și bun, îmi place cum a ieșit curtea școlii. Bă, e meseriaș. Dar eu nu am zis că nu a ieșit. Da, și merită banii să-i dau pentru că la proiectul ăsta mi-a făcut treabă bună. Ce trebuie să facă? Ce suprafață am? Păi ce grosimea? Pentru că la școală, la Rodoș, am investit 7 miliarde. Iar la noi pune 1 miliard. Nu te rog frumos! E ok! Băieți, e ok! La anul facem cu 1 miliard. Și nu este. Și cu curtea școlii. Acum are ce-o venim, că la Rodoș am făcut 7 miliarde. În momentul în care eu nu știu suprafața tot, păi poate să turnează ce merg cu tine. Ia du-te tu acolo, aici nu am pe patrie. Și să vezi cât de gros a fost cu modul ăla.
faci, că vreau să vezi cum ești. Da, este documentat, sigur, acum mai dețin ce dacă toate datele sunt. Ce n-ai? Aici am făcut să nu rețin toate legile, nu intră în nasul. Da, bun. Așa. Haide, să trecem la mai puțin. Eu vă am întrebat și atunci, culturi și religii, pentru că mă doare. Culturi și religii, cum considerați? Ce, ce facem la culturi și religii cu bani? Domnule, eu cunosc toleranța dumneavoastră, știu despre ce este vorba. V-am promis să vă duc la capăt. Nu e așa de ușor cum mi-am imaginat când am stat de vorbă. Știți că am fost la un moment dat, după ce am avut discuția, a doua zi deja am fost acolo cu părintele și am stat de vorbă. Nu e chiar atât de ușor, că cât am spus, mai durează, dar mă duce la casă. Și zic că mai mai ușor să faci o clădire de complexitate mult mai avansată decât să faci o clădire care este mult mai mică. Nu. Asta nu înțeleg niciodată. Nu. Păi... asta este realitatea. Domnul meu, haideți ca să vă spun realitatea care este. Că dacă ar fi după mine, eu aș face mult. Dar uite că mă stopează anumite reguli. Și anume, acolo Troiță este Troiță, neexistent camera, acum noi avem camera, da? Că așa mi-ar fi ușor să mi-am dus să iau mare, o punem și gata. Dar am discutat, dom'le, hai să facem pereți, hai să-l facem cu vodă, hai să facem așa. E, nu e chiar atât de ușor, decât am zis că va fi. Dar asta nu înseamnă că e imposibil să o faci. Deci, vă rog frumos. Dacă nu mai sunt discuții, trecem acolo. Cine este pentru? Împotrivă la tine? Așa, ați văzut în buget aici, mi-am amintit acum, am primit solicitarea și acum am primit și și ok, un cuvânt, că s-a acceptat tot pe CNI. Avem două proiecte prinse, și anume construire și dotare cămin cultural sat Târgu Totuși, comuna Târgu Totuși, de sub acvatul material. Da? Așa, așezăminte culturale. Păi eu sunt dubi, de asta n-a zis nimic. Zice că m-a zis de viață. Așa, și am mai primit tot pe CNI, de situație de urgență, Vișoara, 3,5 km de asfalt. Da? Deci, sau ne-am apucat de treaba, am pus aici la rectificare, la transportul să suplimenteze cu dați, 150.000 lei. Este pentru proiectul ăsta. Da? Așa? Canalizarea, cum stăm cu ea? Unde sunt băieții? Cum se mișcă? Canalizarea a ajuns la poteți, da. E, bun. Da, e pe ce vreau. O să-i întoarcem probabil de săptămâna viitoare pe drumurile principale, ca să se așeze. Pentru că cineva merge foarte repede în comparație cu PNDL-ul, cu știți destul de bine. Așa, am discutat cu proiectantul care se va ocupa de proiectul asfaltare și am zis că aș prefera ca să se toarne în primăvară, nici de cum acum în toamnă. Pentru că solul trebuie răcăit, trebuie așezat, trebuie udat, o să-l udăm probabil cu utilaje până se va compacta, va veni iarna, zăpada și în primăvară de vreme probabil vom face asfalt. N-are nicio legătură cu campania de proiect. Da. La Biblie, vreau să citesc o adresă pe care am primit-o de la școala Târgu Totuși, către Consiliul Local, da? Având în vedere ordinul Ministerului Educației, numărul 4609 din 22 septembrie 2014, privind metodologia de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ, modificările și completările ulterioare, vă rugăm să desemnați 3 reprezentanți ai Consiliului Local care să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Satul Târgu Trotuș. Vă rugăm să ne comunicați numele acestora prin adresă scrisă. Știți că fiecare an facem procedura, faceți nominalizări, se alege. Și pleme, trebuie schimbat. Da. Deci voi mai continuăm, da? Da. Deci nu trecem. Hotelul Liviu, da, în mine. Da. Eu... Și Ionel. Nu, Ionel, vrei? Nu cred că nu trebuie să fie serviciu. Atunci o nominalizare pentru întrebarea de subiectată. Faceți probleme. Da? Doamna Carmen. Da, așa. Vreți? Da. Mulțumesc. Bun, mai aveam o cerere pe care trebuie să dăm citire și pe care m-a jos din partea domnului Ducar, da? Care el a venit practic. Vreau în Iurebeana,
prin care a venit dânsul cu cererea respectivă și mi-a zis, domnule, uite, aș vrea să organizez. Dacă nu vreți voi să organizați, organizez eu. Așa, doar că va trebui să venim și noi cu exact ce spuneam mai devreme, cu o cotă parte. Încă nu știm cât, nu i-am dat niciun răspuns pentru că n-am avut discuții cu dumneavoastră. Probabil ar trebui să le invităm încoace, mâine, nu știu, să vedem cum facem. Și hotărâm. Iar în ședința de data viitoare și v-am spus să revenim exact asupra sumei, dacă va fi să dată, poate am fost la autorizare. Da? Nu. Când va fi ședința? Adică să... Păi, până... Domnilor, nu știu când va fi ședința exact, până pe 9 septembrie va fi. Deci asta e sigur. Va fi ședința ordinară, da? Ordinară. Ordinară sau? Ordinară, ordinară. Să nu... Ordinară. Nu este. Ordinară, ordinară. Zis, domnul. Dacă este să mai devreme să le iau spunea peste că nu va fi. Da. Bine. Vă rog, domnul Bobo. Referitor la... Referitor la... Aleiei de Pava Zare. N-au respectat terminologia de aplicare a terasamentelor. Gândiți-vă, vă dau doar un contrat. Stratul de palatul este prea mare, prea mult. El trebuie, știi, nu mai dau detalii, că eu din domeniu. Și eu. Trebuia tasat, trebuia ca lumea. Nu că dacă vine ploaie sau udă, o aducă. El trebuie bătă și după aia se bătă. Deci, domnul Boc, la momentul în care se totdeauna va fi denivelare. Totdeauna. Dacă vedeți în oraș, acolo respect. Da. Da, dar în oraș nu uitați faptul că la oraș nu s-a făcut. Nu, nu sunt denivelări din cauza asta. Sunt denivelări din cauza șanțelor făcute pentru fibră optică, pentru canalizare și așa mai departe. Deci nu... Noi avem ingineri diriginte de șantier, cum prevede legea, la fiecare lucrare primăria contractează cu unei diriginte de șantier care se ocupă de absolut orice. V-am spus, eu am avut un moment de... gândire mai așa, mai când am văzut imaginea respectivă pe internet cu bordurile respective. Și a venit diriginte de șantier și s-a văzut destul de clar că au fost dărâmate, deci nici de cum. Deci așa de tare au fost prins în betonul ăla uscat că s-a putut dărâma? Nu, dragul. Nu au fost. Au fost puse la loc. A stat cum a stat 3 săptămâni, nederanjat, stătea. Dacă vă puneți problema, dacă așa de ușor se dărâmă, dar nu-i gata că trece un bețit deja, dar cu picoare. Dar sper că nu avem bețit. Nu mai spuneți. Acum ne faceți de râs că avem bețit? Nu, 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 am zis. Vă rog. N-am terminat. Haideți, domnul Coșmar. Fac o propunere pentru reconstruirea șoselei de la capul podului până la Tura, de data asta, pe piloni suspendați. Da, nu, dar se poate face piloni, dar să vă explic. Acolo drumul face o curbă. Se poate face construcția cu întrerupri de la pod și până acolo se poate face construit și pe cultură poate circula mașinile. Doar numai în momentul când face legătura cu podul și nu mai avem probleme niciodată. M-am gândit o altă data trecută. Să punem tuburi de alea. Nu se rezește, sunt fund, dar atâta timp cât faci picioare la 5-6 metri cât este acolo, nu, cât o să coste ala, dar o faci ala pe o veșnicie, că toți trecem pe șoseaua. Domnul meu, dar eu chiar mă bucur să aud idei, dar știți cât de greu să... Nu am un studiu să mi-l fac, da, costă 3-40 de mii, doar poate îmi iese sau nu? Aveam 300 de metri acolo, în ideea? Da. Nu trebuie mai. Când o să fac un proiect ăla? Deci, haideți să ne înțelegem. Domnilor consilieri, situația este următoare. Podul, ca și drumul, este tot al DJ-ului. Da? Deci tot al lor este. Noi am luat în administrare bucata respectivă de la kilometru 1 la kilometru 25, la cât așa, pe perioada lucrărilor și până se va termina recepția finală. După aceea noi dăm înapoi drumul la ei. Bucata din centru, din centrul satului, în coace și pantă inclusivă, nu e nici nu măcar este a noastră, e a lor. Și credeți că deci ei ar trebui să se facă nouă. Exact. Nu o să nu fie. Tot mai trebuie să facă. Deci așa ar trebui. Da? Deci eu vă zic, mă, asta legal, trebuie. Ori dacă nu am făcut contract exact ca și cu bucata respectivă care am asfaltat, să ne dea nouă podul, să-l face și apoi să-l dăm înapoi. Da. Mai aveți ceva, domnul Bobo? Atât. Domnul Diu. O întrebare pentru trotuarul.
impresia mea ca nespecialist. Se ridică prea mult nivelul. Deja sunt multe curți, multe care sunt puțin mai jos. Discuția asta au fost și ulițile astea care balasta mereu și curge apa în curte. Principiile astea de șantier sunt proiectantul ținut, cont de treburile astea. Când mă uit, de care așa rămâne, nu fundația gardului. Și gardul jos. Nu. Au fost niște ridicări topul care au dat anumite nivele, da? Și s-a plecat cu anumite cote. Într-adevăr, și mi s-a părut, într-adevăr, că e prea... Deci da, mi se pare știți că... Știți ce lucru care m-a, totuși mă bucură? Dacă ar fi fost la nivelul respectiv, apa, când ar fi dat afară, s-ar fi dus acolo. Și ar fi fost și așa se Prima dată când au făcut eligoriul? Problema este... După ce se termină, se va lua pentru că la rigole deasupra, de văzut că să ieși și pământul care l-au scos. Păi fac rigole, pun pavaj și iar curăț pământ. Deci când e gata, luăm cu totul, plecăm cu totul. Problema este... Nu că l-au ținut cont din nivelul asfaltului. Dar trebuie un pic aleia să apa să conducă. Asta a fost și... Eu înțeleg că... Și mie, sincer să zic, mi s-a părut foarte mult la început, dar nu, nu, e ok așa, e ok așa. Da. Da, altcineva? Domnul Burean sau... Eu. Hai să vedem. Haideți, vă, perioada aproape de o lună, păi, ai luat locul ăsta de șoară, să țin lecții câteva doar și cam ce zic. Da, nu am zis nimic. Am auzit că sunt un sponsor substanțial de primăria armată. Adică mai toată ziua, e goleată, dar și-a dat goleată. Are domnul Lester, nu știu. Este în atare, e un consiliu local, poți decât dacă știi. Aveți idee cine este? Nu, ceva parte cu armată. Doamnă, ce e aparținat? Au curat acestea, doamne, o lucru sindical n-a fost plasă. Acolo va veni. Fără să plătească tață și... Să vedeți cum intră și piesă de calea de acces pe drumul spre eu. De acolo îi vedeți un prima dată. Bun, ăsta poate o... Aduce ca pe bară, la formă. Aveți ideea să vedem cine-i. N-am văzut, dar nu știam. Am văzut, mi se pare că el e pipat de plecare acum. E plecat. E plecat. E plecat. E plecat. E plecat. E 20. Da, nu i-am văzut. Aș veni cu propunerea ca aceste materiale să faceți numai în 3 exemplare. Pentru fiecare președinte de comisie. Vă zic, domnul. Pentru fiecare președinte de comisie. Doamna, de fapt, domnul Vocaru, legea îmi permite mie. În stare suntem doi vânători. Domnul Buboc, întotdeauna venea cu mine 16 MRC. De acum merge cu 16 PSD la vânătoare. Voi merge dacă vă trece, dacă nu. Asta ca o urmă. M-am gândit. Legea sexuală vine cu prevedere să materiale la consilier. Sunt într-adevăr OAT-uri care nu le mai dă pe suport de hârtie, se dau electronic, deci nu se dau deloc. Dar e alegerea dumneavoastră a consilierilor. Nu vreau să aud discuția cu aceea că dumneavoastră ați venit cu această propunere, nu s-a respectat, domnul Bureanu vrea materiale. Facem un proiect de hotărâre pe luna viitoare. Nu facem proiect de hotărâre, nu trebuie. Dar nu ce să facă pe care cum eu sunt. Acum, am că sunteți prezenți. Haideți să puneți la vot, cum vreți să vi se dea materialele. Dar nu, eu pentru mine așa puteți să-mi tot cine oare, ce sunt mai e. Cine e? Dar nu îl punem, nu îl punem, că nu-i proiect.
de hotărâre nu-i nimic. Da. Deci, nu, adică legea prevede că pot să iau și sub formatul acesta și eu sunt dumneavoastră să spuneți la vot că nu am drept, nu? Deci, da, bă, adică legiuitorul îmi dă voie și dumneavoastră de ce puteți să dictați. Dar nu obligezi. Nu, legea permite, deci legiuitorul, conform legea administrativ, permite. Da, deci este o vincul acum. Da. Haideți să mă înțelegeți că asta chiar nu-i motiv de discuție. Fiecare... Bun, domnul Grân, mă aveți unul. În legătură cu pavajele astea, că văd că discuția am notat aici. Eu știu că înainte au existat niște dale. Da. Dalele alea nu puteau fi extrase și poziționate în altă parte? O parte, sunt o parte numai. Parte, sunt o parte. O parte și sunt. M-am lăsat dar pe parte. Dar pentru mine, de punctul meu de vedere, în momentul în care s-a pus fădacul, e vorba la inginerul. Domnule, e mai stabil decât omul. Deci nu este. Ăla trebuia teren confortat înainte. Nu că este stabil sau nu e stabil. Domnule, se face parte pentru așa. Eu nu sunt specialist. Haideți, dacă nu mai sunt discuții, haideți, domnule. Stați să termine, domnul Bureanu. Să mergem și securizăm toate podurile din comună, adică să punem un stil de defect liber. Pe marginea podeților, din cauza că noi nu suntem în regulă cu podețul din comună. Acolo și dacă se dă cazul de reapare. Nu e așa de ușor. În cap de pod intră oricând și pe astfel stradă. Zice ușor. Nu. Eu zic să punem bordură de securitate și pe marginea la toate podețile. Din, chiar din stâlpia defect. Da, ne orientăm mai ușor. În cauza că podul nu se cunoaște limita podului. Am înțeles. Se poate, da? Adică, nu cumva să dispară stâlpia, am înțeles că... Nu, tot pentru așa ceva. Nu, că sunt amator, destui. Vă spun eu, e sindicat. Și asta este. Am pământul cu doamna Vincea. Spăteam un pic așa, nu-i mă. Așa. Haideți să continui, domnul Mureanu. Și eu am prins pe așa că din la ședință, știi că trebuie să rămâi la ședință. Haideți, domnul Mureanu, vă rog, vă rog. Trebuie să eu vreau să mă duc așa. Iluminatul public. Da. Iluminatul public, după câte am înțeles, noi am votat proiect pentru a schimba becurile pe traseul respectiv. Cu mențiunea că drumurile județene ne impune ca să montăm becuri de... Dar este lege drumurile județene. Păi da, dar odată eu n-am înțeles până la urmă. E drum județean sau e drum comunal? Asta nu înțeleg. Deci nu înțeleg un lucru. Deci... A, pe stâlpii care au fost schimbați, pentru că dacă nu mă lăsați, vorbiți dumneavoastră, după aceea... Da, bine, spune. Lăsați-mă să-mi spun și după aceea vorbiți. Deci stâlpii, adică pe stâlpii care au fost schimbați, becurile au fost, bănuiesc, becurile vechi. Există, pentru că ați menționat, că vor fi puse în alte locații sau vor fi puse în alte locuri. Nu mai vorbim becurile vechi, dar nu mai becurile vechi. Suporții cu becurile vechi există? Sunt. Da? Sunt. Unde sunt? Eu asta le vezi depozitat. Este la sediu, în legiul respectiv, în care acum se vor da la casat. Dar înainte ți-a dat de la casat, să trebuie văzutii. Da, dar s-au stricat. Ar trebui văzutii. Mergeți și veneți deschis. Mergeți la deal și uitați. Vă rog. Altă temă. Eu, acum, nu știu cum să abordez situația, pentru că s-a făcut o dezbatere publică, cu toate că este o lege de, pentru așa ceva. Aș vrea să-mi dați, adică, ce s-a întâmplat? Adică, ați început campanie la biserică. Ați început campanie de... Dar nu ce legătură cu ședința, vă rog frumos. Cum? Am reclamat. Deci, nu ați vrea să faceți ședințe particular? Nu este nicio ședință, am fost o discuție cu lumea. Deci, dumneavoastră, ce ați făcut? Dar eu am dreptul ca primar să fac adunări. Păi da, dar trebuie să anunțați. Ce să anunț? Pe cine să faceți adunări? Pe cine să anunț? Cum? Păi nu înțeleg cum, a faceți așa adunări, acum ai convinsă. Uite, am avut pur și simplu chestia asta să mă opresc atunci să stau de vorbă cu lumea. Nu a fost nimic ieșit din comun, a fost o discuție și atât atunci. Păi eu cred că dumneavoastră ați abordat o chestie care nu era locul și adecvat.
Adică nu se discută. La domnul meu. Deci asta rămâne la... De ce mă anunțați atunci cetățenii cu o săptămână înainte? Domnule, eu de care trebuie. Vreau să dezbat, că vreau să fac asfalt, vreau să fac rigore, vreau să fac, eu știu, sus drumurile publice, vreau să fac multe alte lucruri. Și să vedem dumneavoastră să sunteți de acord. Domnilor consilieri, discuția asta nu are nicio legătură cu știți de Consiliul Local. Da. Dacă vreți dezbatere publică, voi duminică, dacă vreți, așa, puteți veni. Sau puteți face dumneavoastră. Anunțați populația. Vă duceți dumneavoastră și spuneți, domnule, vreau să fac adunare cu lumea. Și să nu, dacă vreți. Nu, 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 poftim. Vă rog. Dacă nu mai sunt discuții. Doamna, deci. Da, deci, legătură cu urmată public. Chiar în cază să punem un aparat de la cu celulă, că nu... Cu celulă nu se poate, nu, e mai greu, domnul Avăzent. Toate trebuie puse înapoi pe ceasă. Le avem cu celulă în momentul în care se înnorează ca să le iei timp de toaie, s-a prins. Nu e ok, de asta am zis să le schimbăm și aici, pe trotuși, de la nou... Atunci am să le regăm, dar nu vrea să... Păi, dar acum la să prindă. Dar cum se, exact cum s-a întâmplat? Deci am reglat, da? Vă rog, vă rog, vă rog. Locul transformării PT-ului, tot prin celulă hotărâie. Trebuie schimbat. Notează și de telefon să nu se schimbe. Bă, dar am urmat că ți-a confirmat momentul care... Deci au schimbat ceasul? Nu, nu, nu. Deci partea de jumătate de la biserică, în zona bisericii, este cu fotocelul, pentru că a fost modernizare de țeară și a zis că nu poate să introducă ceas, iar partea spre drumul apărării, deci la intrare în Chișoara, este cu ceas și acum ei s-a reglat, a nu o folosim și la 5 se închide. Doamna Vici, nu știu că nu e electric asta, domnule, că și fotocelul ăștia au niște sensibilități ăștia. Băi, da, nu poate să pună fotocelul ca să simte că... Da, dar domnul Vici, nu se compară cu ceas. Eu vă înțeleg, dar e o chestie dubioasă. Eu cât de cât vă pricep, fotocelulele au reclamat și sensibilitățile. Cum adică nu s-a onorat atât de drept? Știu. Da, a fost, într-adevăr. Dar deci am văzut pe asta. Totuși, ce n-am avut ultima furtună, s-au oprit lumile. Deci nu, vreau, le vreau pe ceasă cu asta numai. Eu am că dacă s-a întâmplat, atunci e tot e bine, că s-a întâmplat. Da, așa și s-a abandonat modul ăla de plăte. Ați promis că faceți în continuare că... Podul care? A, nu. Podul de la... Da, trebuie să aducă... 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 De la Vărătic sau de la Vărătic? Da, domnule, de la Vărătic. Da, da, da. Păi n-au învălățat. Nu, n-au învălățat. Nu, n-au învălățat. Nu, n-au învălățat. Am fost o obiectură acolo. Bun, vă rog, o întrebare. Am văzut că la învățarea banilor acolo, la biserică, la tuta, s-a dat 50.000 de lei. Iar la Trotuș, numai 5.000. 25.000. Și la catolic. De următoarea șasă, la biserică ortodoxă, la voastră, la voastră, la voastră, plus că la catolicea, la voastră, deci, să mai înțelege, da. Noi, la Cândul Trotuș, trebuie să mai dăm bani ca să continuăm casa mortoară. Da. Familiile sau noi? Familiile. Foarte bine, uite. Familiile. E un pas în față, trebuie să strânge să merge înainte. Nu, noi am făcut sâmbă, nu zic și nu. Da. Nu, deci urmează biserica ca o producță la voi ca să mai mișcăm la cu ceva. Da, da, au fost mai multe. Băi, eu nu am. Nu știu cum de am mai blocat, trecerea nu mai trebuie să spunea. Da, 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 scris, poți să dai și scris, stăl-s, poate nu vrea și mă. Da, e bun, nu că vrea, dar nu am zis că vrea. Trebuie să la dispoziția. Păi e la mișto, dar și cu bani să vă nu vrea. Nu e nici atât. Vă stăl-s mutați în altă parte, care sunt de pe mine. Nu vreau ce să mutați în altă parte, ia dați-mi exemplu. Te rog frumos, ia-te-i să nu este bine, că dacă dau exemplu după aia...